iubitorul de oameni. Părinte, binecuvintează. Hristos adevărat, noi Dumnezeul nostru, pentru rugăciune prea curate, Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare în cruci, pentru rugăciune Sfântului Măritului și întru tot lăudatului Apostol Iacob, ruda Domnului, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Preacucernice Părinte Paroh, preacucernici părinți împreună slujitori, iubiți frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos, îi dăm slavă lui Dumnezeu și îi mulțumim că la această rugăciune ne-a adunat în casa Tatălui Ceresc să fim împreună pentru acele mila și îndurare de la Dumnezeu pentru noi, cei necuvincioși, aflați fiecare în încercările noastre. Am ascultat cu toții astăzi pericopa evanghelică și am văzut dragostea prietenilor față de acel om care zăcea pe pat și nu avea nicio putere. Dar niciodată nu am auzit despre acest om că s-a plâns în durerile lui și în greutatea lui. Ci totdeauna s-a încrezut că odată și odată cineva pe el îl va vindeca. M-am gândit ca în această seară să mă opresc
asupra unui verset din Sfânta Scriptură, de la Luca, capitolul 22, versetul 44, care spune așa: iar el, fiind în chin de moarte, mai stăruitor se ruga. Și sudoarea lui s-a făcut ca picături de sânge care picurau pe pământ. Tema din această seară am zis ca să o dedic lacrimilor pocăinței. Și îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos, dacă citim mai sus și continuăm până la sfârșitul capitolului, că a mers în grădina Ghețimani ca să se roage. Și fiind în chinul lui, a plâns. Și a plâns cu lacrimi de sânge. Plângerea Mântuitorului Iisus Hristos a fost în acea perioadă ca să ne arate nouă neputința firii omenești. Iată că omul, când este la durere și la chin, plânge. De mulțumesc că Sfântul Părintele este stare cu noi mănăstiri înființate de la Dej, Sfântul Marie Mucenic Gheorghe. Îi mulțumim pentru frumosul și bogatul cuvânt de învățătură pe care Sfinția sa ne-l-a pus la inima și am reținut un lucru foarte important. Toate sunt importante, dar un lucru care și pe care ar trebui să-l punem cu toții la inimă, și anume că Dumnezeu ne trimite încercări în această viață, ne trimite câte o suferință, câte o boală, ca să ne aducem aminte de El. Pentru că atunci când suntem în suferință, într-adevăr că ne aducem aminte până la urmă cine suntem și încotro ne îndreptăm. De aceea, am venit să ne rugăm împreună în această seară pentru sufletele noastre, pentru trupurile noastre, ca să primim vindecare. Asemenea, slăbănocului din Evanghelia de astăzi, care, iată, l-a căutat pe Hristos și a primit vindecare, nu numai sufletească, ci și trupească. De aceea, haideți, dragii mei, iată, este perioada aceasta postului mare în care trebuie să intensificăm rugăciunea, să încercăm să postim și mai ales să ne mărturisim și să ne împărtășim. Și să ne așteptăm, așa cum spunea Părintele Tofan la conferință, să ne așteptăm să ne spovedim numai în cele 4 posturi pe care Biserica le-a întâlnit. Pentru că dacă greșim mamei, cum spunea Părintele, nu așteptăm câteva luni ca să ne cerem iertare. Așa este și la Dumnezeu. Dacă greșim în ianuarie, să ne așteptăm postul Paștelui ca să putem să ne spovedim și să ne împărtășim. De aceea Dumnezeu ne-a dat acest dar mare, și anume iertarea păcatelor. De aceea să căutăm, să alergăm la preoții bisericii, să alergăm la mari duhovnici, și atât Dumnezeu ne-a dat duhovnici de mănăstiri, duhovnici buni, să alergăm aici și să ne spovedim și să ne împărtășim ca să ne ușurăm sufletul și trupul. Îi mulțumim încă o dată Părintelui Stareț, care ne-a vorbit atât de frumos, și cred că Părintele este, așa cum l-am simțit eu până acum, un Părinte bun, un Părinte cu har, un Părinte care, cu ajutorul și cu mila lui Dumnezeu, iată, a venit pe meleagurile noastre. Și cred că Sfinția sa va face treabă bună în ogorul lui Dumnezeu, așa cum suntem chemați fiecare să lucrăm. De aceea îi mulțumim încă o dată, ne mulțumim și părinților din cercul preoțesc, pentru că au fost cu noi în această seară. Și în ultimul rând vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit să ne rugăm pentru sănătatea sufletească și trupească, mai ales, de care avem atâta nevoie, mai ales în această perioadă. Și să fim mai atenți unii cu ceilalți, mai ales în această perioadă, și cât putem să încercăm să fim mai buni. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc părinților, și Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze. Părintele Stareț, vă va și mie.
și despre nici câte